Bună dimineața tuturor! Astăzi mergem în cabinetul oftalmologului Iulia Antoniv. Ea ne va spune ce este glaucomul, care sunt simptomele acestei afecțiuni și la ce riscuri se expune pacientul care nu tratează la timp util această boală. Glaucomul este o afecțiune oculară, dar este o afecțiune nedureroasă. Este cum se numește un hoț asimptomatic al vederii. Pacientul cu glaucom, când privește central, el vede bine, dar fără să-și dea seama, treptat, vederea temporală, adică din câmpul vizual, la el se îngustează. Câmpul vizual se îngustează într-atât că, la urmă, el are senzația că privește printr-un binoclu. Când glaucomul la fel progresează, vederea dispare, pacientul orbește. Spre deosebire de alte boli oculare, glaucomul, dacă odată ce s-a dezvoltat, el nu mai poate fi tratat și nicio operație nu mai poate întoarce vederea. Din cauza asta, noi avem screening pentru glaucom. Fiecare pacient, după 40 de ani, odată pe an, trebuie să măsoare tensiunea intraoculară. Deoarece factorul principal în apariția glaucomului este creșterea tensiunii intraoculare. Odată ce se depistează glaucomul, pacientul începe tratament cu picături și la fel se află la evidența medicului oftalmolog. Picăturile antiglaucomatoase la noi în țară sunt compensate. Ele se dau gratuit, decret medicul de familie. Responsabilitatea pacientului este doar să le picure și să le picure regulat. Dacă pacientul nu picură picături, atunci tensiunea asta mărită a ochiului, care cauzează glaucom, apasă pe nervul optic, nervul începe să se atrofieze și, după cum știm, țesutul nervos nu se mai restabilește. Orice atrofie din nerv optic, înapoi nu se restabilește. Din cauza asta, odată ce a fost pus diagnosticul de glaucom, față de acest diagnostic trebuie să ne atârnăm serios. Există operații și în glaucom, dar la fel, operația nu este cu scop vizual. Operația se face doar cu scop de a ajuta că tensiunea să nu fie mărită, dar nu de a întoarce vederea. Adică foarte mulți pacienți cu glaucom sunt dezamăgiți că ei fac operații, ei fac tratament, dar vederea nu li se întoarce. Din păcate, în glaucom vederea nu se întoarce. Tot ceea ce se face în glaucom se face cu scop de a menține vederea care este la momentul când a fost depistat glaucomul. Mai bine nu putem face. Pacienții care au rude cu glaucom, că la fel este o predispoziție genetică către glaucom, trebuie numai decât să se investigheze chiar o dată în an, o dată în jumătate de an, să monitorizeze tensiunea intraoculară. Și, în general, toți pacienții după 40 de ani trebuie să nu scape controlele oftalmologice. Final de rubrică. Dragi telespectatori, rețineți! Glaucomul este o boală vicleană, care practic nu prezintă niciun semn bolnavului. Altfel, acesta conștientizează o înrăutățire a vederii prea târziu. Singurul mod de a descoperi această afecțiune în timp util este să efectuați controlele periodice și investigațiile specifice la medicul oftalmolog. Datorită evoluției tehnologice, avem la dispoziție diverse echipamente și metode moderne de a diagnostica din timp glaucomul. Eu vă doresc o zi bună în continuare și o vedere perfectă!